Antonia astăzi a lucrat toată ziua la, la un desen pe care vrea să-l trimită în casa băieților, să-l trimită lui Cristian. Spunea că este ceva foarte elaborat și îi explica doamnei Daniela că ce a desenat ea acolo simbolizează bărbatul care modelează femeia. Femeia aceea are niște probleme și el o ajută, ceva de genul acesta. Spune Antonia că oricum ce a vrut să-i transmite e mult mai profund de atât, dar el știe și va înțelege despre ce e vorba, pentru că au avut și o discuție aseară despre același lucru. Am văzut că și Maria îi pregătește o surpriză lui Ștefan, a făcut și ceva de mâncare, am înțeles că îi trimite și ceva de mâncare. Pilaf, cred că a făcut și spunea că i-a scris și pe un bilețel ceva, a citit de acolo și scria totul a început cu un vis, dar nu știam că tu ești visul meu. I-a mai scris ceva, tu viezure, eu iepure, pentru că ei doi așa și spun a scris mai mult, dar nu a citit tot. Delia a pregătit un puzzle pentru Liviu, pe niște pietricele, a scris câte o litere pe fiecare pietricică cu markerul și uh, Liviu să facă acel puzzle și să afle fraza pe care ea a vrut să i-o transmită. Uh, iar Cristina i-a desenat ceva lui Alex, cred că i-a și scris acolo câteva cuvinte, dar i-a pregătit și ceva de mâncare. Aici bunica îi spunea Antoniei să-i și, dacă i-a și scris ceva lui Cristian, să-i explice ce a făcut ea acolo, că pare destul de elaborată treaba și Antonia a zis că exact asta a făcut, i-a și scris ca să fie sigură că va înțelege mesajul. Iar aici Cristina a venit să-i arate Antoniei ce a pregătit de mâncare lui Alex, să îi trimit odată cu bilețelul.